În principiu, am avut o discuție încă acum 6 luni cu premierul, cu domnul Dacian Cioloș, în care am stabilit ca ASAS-ul să rămână forc de consacrare științifică și cercetarea agronomică din România să fie finanțată corespunzător, să reușim să anulăm datoriile, vă reamintesc că s-au mai anulat de 2 ori datoriile ASAS-ului și ale cercetării agronomice, Institutului de Cercetări și a stațiunilor, și, din păcate, s-a ajuns iarăși la o datorie de aproape 200 de milioane de lei.